Înălțarea Domnului 2022 este una dintre sărbătorile importante ale lunii iunie, iată ce tradiții se respectă de înălțarea Domnului, dar și care sunt obiceiurile și superstițiile de care credincioșii țin cont. Înălțarea Domnului este sărbătorită în fiecare an la 40 de zile de la învierea Mântuitorului Iisus Hristos, astfel, data acestei sărbători depinde foarte mult de ziua în care creștinii ortodoxi sărbătoresc Paștele. În acest an, înălțarea Domnului se sărbătorește la începutul lunii iunie, la fix 40 de zile de la Paștele Ortodox, mai exact pentru că învierea Mântuitorului Iisus Hristos a fost prăznuită de credincioși pe data de 24 aprilie, înălțarea Domnului pică pe data de 2 iunie în acest an, într-o zi de joi. Înălțarea Domnului este marcată cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox, aceasta fiind una dintre cele mai importante sărbători din anul bisericesc. Pe 2 iunie, atunci când este sărbătorită înălțarea Domnului, credincioșii își amintesc de momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, dându-le ucenicilor săi binecuvântarea sa. Înălțarea Domnului este, de fapt, momentul în care Iisus Hristos s-a așezat de-a dreapta Tatălui, este o zi importantă în calendarul creștin ortodox, așa că nu poate trece neobservată. Pentru că este însemnată cu cruce roșie, de înălțarea Domnului credincioșii nu au voie să lucreze, în această zi sfântă nu se spală rufe, nu se calcă, nu se coase, nu se lucrează în grădină, nu se bat cuie și nu se fac alte activități în gospodărie. Se spune că este ziua lăsată de Dumnezeu pentru ca toți credincioșii să se bucure și să se odihnească. Există o tradiție care spune că în ajun de înălțare, gospodinele ar trebui să pună o legătură de leuștean la porți și la ferestre. Se crede că în acest mod locuințele vor fi apărate de strigoi și de spiritele rele, se crede că de înălțarea Domnului se ridică la cer și sufletele celor care au murit începând cu săptămâna luminată. Pentru ca cei trecuți la cele veșnice să nu rătăcească drumul, se spune că ar trebui date de pomană pachete pentru sufletul acestora, astfel încât cei adormiți să nu se întoarcă din drum și să devină strigoi. Pentru a fi feriți de boli și de rele, există o superstiție care spune că oamenii ar trebui să își pună în jurul brâului frunze de nuc, se spune că astfel de frunze avea și Mântuitorul în jurul brâului în momentul în care s-a înălțat la ceruri. Înălțarea Domnului este ultima zi în care se mai pot mânca ouă roșii, motiv pentru care gospodinele se grăbesc să înroșească din nou ouă în această zi, la fel ca în Joia Mare. Începând din această zi, salutul Hristos a înviat este înlocuit cu formula Hristos s-a înălțat, de înălțarea Domnului sunt culese și sfințite plante ca leușteanul, alunul sau paltinul, se crede că acestea îi pot apăra pe credincioși de rele în timpul anului, fiind considerate adevărate talismane.